Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața voi veni în fața dumneavoastră cu o nouă propunere de o floare care o puteți folosi fie ca aplicație, fie ca un mic cadou pentru 8 martie, pentru 1 martie, pentru ceea ce doriți dumneavoastră. Chiar dacă pare greoaie, să știți că modelul în sine este foarte ușor. Eu aici doar l-am încercat, nu este terminat. Îl vom termina împreună, vom face împreună o altă asemenea floare în culoare diferită. O puteți executa în orice culoare doriți dumneavoastră. Eu am lucrat cu firul Bravo și... dar poate fi lucrată și cu macrame, cu firul de macrame și bineînțeles că va avea o dimensiune mult mai mică. Voi da deoparte această parte principală care a fost pentru prezentare și vom începe prin a prezenta materialele. Voi folosi firul Bravo de culoare alb, de culoare verde și firul Bravo de culoare galbenă. Deci floarea noastră va fi albă. Apoi, pentru partea din mijloc, pentru pistil, voi folosi firul de macrame. Firul meu este numărul 5. Poate fi lucrat cu croșetul 1.75-2, însă eu voi folosi un croșet mai micuț, fiind dimensiunile foarte reduse. Voi folosi croșetul 0.75. Vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, vedeți, l-am pregătit deja aici. Un fir despărțitor care ne va folosi pentru foarte puțin timp. Așa cum vă spuneam, croșetul 0.75 și apoi voi folosi croșetul numărul 2. Voi folosi croșetul numărul 2 pentru a da o textură mult mai deasă lucrării noastre. După care vom avea nevoie, bineînțeles, de foarfec și, eventual, dacă doriți, de un pic de lipici lichid. Voi începe cu partea principală. Odată ce ați lucrat odată această floare, modelul vă va rămânea imediat imprimat în memorie, pentru că este foarte ușor. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Voi închide cercul magic cu fir alunecat. Și începând din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am făcut deja prima mulțire și vom continua până când vom obține cele 12 piciorușe scurte. Sunt două înmulțiri, cea de-a treia. Cea de-a cincea mulțire, iar acum voi face ultima mulțire și obținem cele 12 piciorușe scurte. Vom avea nevoie de firul despărțitor doar pentru acest rând care va urma, iar acum vom lucra un picioruș scurt. Urma de o mulțire, vom lucra astfel pe parcursul rândului pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând cu cele 18 piciorușe scurte.
Am obținut cele 18 piciorușe scurte, voi scurta firul și voi închide acest rând. Deci partea din mijloc deja am realizat-o. Acum vom pune firul alb, așa cum vă spuneam la început, și vom începe partea principală a florii. Este foarte ușor, chiar dacă pare atât de bogată, însă să știți că modelul în sine este foarte ușor. Voi intra aici în ultimul picioruș pe care l-am lucrat în rândul anterior, voi extrage firul, voi face un prim ochi de lanț cu amândouă capetele firului, după cum vedeți. Iar de acum vom abandona acel fir și vom continua, deci avem un ochi de lanț, vom continua cu alte 15, la sfârșit vom avea un total de 16 ochiuri de lanț, cum sunt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. În momentul în care am realizat aceste 16 ochiuri de lanț, vom sări un picioruș de la bază, vom intra în cel de-al doilea, vom face un picioruș scurt, după care vom continua 16 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și vom proceda în același mod. Vom sări un picioruș, vom intra în cel de-al doilea și vom închide cu picioruș scurt. Vom continua astfel de jur împrejur pe întreg parcursul rândului. Noi ne întâlnim aici la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Aici chiar dacă avem două piciorușe scurte din rândul anterior, noi vom intra în același picioruș de început și vom închide cu un fir alunecat. În acest moment, după cum vedeți, am obținut baza petalelor și avem un număr de 2, 4, 6, 8, 9. Acum vom începe să lucrăm petalele propriu-zise. În acest arc de 16 ochiuri de lanț, noi vom lucra pentru început 9 piciorușe scurte. Deci vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ochiuri de lanț. Și vom continua din nou cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În acest moment noi vom închide totul cu fir alunecat în corespondența piciorușului scurt de unde am unit baza petalelor, deci vom face fir alunecat și vom trece în corespondența următoarei petale, lucrând din nou 9 piciorușe scurte, vă mai arăt odată, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, două ochiuri de lanț, 1, 2, și din nou ne vom întoarce în jos cu 9 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, trebuia să se încurce în sfârșit, se întâmplă și la case mai mari, deci 9. Și din nou vom închide aici la baza petalelor cu picioruș alunecat. Vom intra în piciorușul scurt unde am unit petalele și am făcut picioruș alunecat. Vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând. Pe fiecare bază de petală vom lucra în felul acesta: 9 piciorușe scurte, 2 ochiuri de lanț urmate de alte 9 piciorușe scurte, iar aici în mijloc închidem totul cu piciorușa alunecat sau cu fir alunecat, cum vreți dumneavoastră, și vom continua în următoarea petală, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul acestui rând. Am lucrat ultimele 9 piciorușe scurte din ultima petală. Voi închide din nou în piciorușul scurt unde am închis primele petale cu fir alunecat. Iar acum vom continua lucrând. În corespondența fiecăruia dintre cele 9 piciorușe scurte vom face câte un picioruș scurt. Deci vom avea la vârful petalei un număr de 9 piciorușe scurte. Aici, dacă vă amintiți, am lucrat cele două ochiuri de lanț. În interiorul celor două ochiuri de lanț vom face un picioruș scurt, unul singur, după care vom face din nou două ochiuri de lanț. Vom intra în interiorul celor două ochiuri de lanț din rândul anterior și vom face un picioruș scurt, după care vom coborî în jos din nou cu 9 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și din nou vom închide cu fir alunecat în corespondența firului alunecat unde am unit cele două petale. Vom continua în acest mod pe întreg parcursul rândului, deci 9 piciorușe scurte. În cele două ochiuri de lanț vom face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt, după care vom coborî pe partea cealaltă cu piciorușe scurte, cu cele 9 piciorușe scurte. În acest mod, noi vom lucra pentru, în afară de primul rând, deci vom lucra pentru un total de 5 rânduri, deci de 5 ori vom face totul de jur împrejur, în același mod. Nu este nimic de înmulțit, nu este nimic de modificat, doar să facem exact ca și până acum, 9 piciorușe scurte, în cele două ochiuri de lanț un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș scurt în corespondența celor două ochiuri de lanț,
Ne întoarcem în jos cu nouă piciorușe scurte, închidem cu fir alunecat și trecem la următoarea petală. Deci, eu acum sunt la cel de-al doilea rând. Vom face un total de 5 rânduri în felul acesta. Nu vă înspăimântați dacă ele se întorc în felul acesta, pentru că așa cum vedeți, floarea are această formă, petalele sunt întoarse. Acum noi vom continua să lucrăm singure cele 5 rânduri, așa cum vă spuneam. Și ne vom întâlni la capătul celor 5 rânduri pentru a continua lucrarea. Mă apropii de sfârșitul celui de-al 5-lea rând. Voi face piciorușe scurte, așa că și până acum. Sper că m-am orientat bine aici în direcția camerei, să puteți vedea. Și în momentul în care ajungem în corespondența piciorușului alunecat, vom scoate firul, îl vom scurta, vom închide lucrarea și vom ascunde acest capăt de fir de desubt cu acul pentru cusut lână. Sper să reușesc din prima. Așa este când te trezești foarte devreme dimineața și când mai porți și ochelari, este greu de văzut. Acum voi ascunde acest capăt de fir aici de desubt pentru a-i da un pic de siguranță și am terminat partea principală a florii. După cum vedeți, nu este foarte greu și acest tutorial poate fi lucrat foarte ușor de către doamnele începătoare. Nu este deloc greu, doar să fiți atente să nu încurcați petalele în momentul în care faceți primul rând de piciorușe scurte, pentru că atunci totul va fi greșit, bineînțeles. După cum vedeți, ele se aranjează singure. Vedeți? Nu este nevoie să vă complicați cu nimic altceva, se aranjează singurele. Acum voi trece la frunză, pentru că și frunza se lucrează mai mult sau mai puțin în același mod. Iar apoi vom face partea centrală. Cu firul verde voi face un ochi de lanț de început, cu același croșet numărul 2. În acest moment voi face un număr de 20 de ochiuri de lanț. Deci 20. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu trebuie să le lucrați foarte strânse. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci avem 20 de ochiuri de lanț. Acum le vom închide. În primul ochi de lanț pe care l-am lucrat, vom închide cu fir alunecat. În acest moment voi face 3 ochiuri de lanț, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu, după care iau firul odată pe croșet și voi continua lucrând alte 19 piciorușe duble. Deci vom avea un total de 20 de piciorușe duble. 2, 3. În același timp ascund și capătul de fir. 3, 4, 5,
10, voi abandona acest capăt de fir, 10. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, voi împinge un pic, paisprezece, 15, voi împinge din nou piciorușele, pentru că trebuie să ajung la jumătatea cercului cu 20 de piciorușe scurte. 16, 20 de piciorușe duble, scuzați. 17, 18, 19, 20. Voi împinge din nou un pic. În acest moment voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și voi continua pe partea cealaltă cu alte 20 de piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vom împinge din nou piciorușele pentru a crea spațiul. 8, 9, 10, 11, 12, împingem din nou, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Iar acum piciorușul dublu cu numărul 20 și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Aceasta este baza frunzei. Acum am numărat toate aceste piciorușe pentru că pe canalul de YouTube am văzut că sunt înscrise și persoane străine după comentariile dumnealor și aș vrea ca să, dacă nu înțeleg limba noastră, măcar să vadă ceea ce lucrez. Acum voi face 3 ochiuri de lanț, deci am 1, 2, 3, care ține locul unui picioruș dublu. Iar apoi, în continuare, în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, voi lucra din nou un picioruș dublu. Deci vom ajunge în vârful petalei cu 20 de piciorușe duble. Vom continua în felul acesta. Voi merge până în vârful petalei alături de dumneavoastră. Și vom vedea și acolo modul în care se lucrează.
Așa cum vă spuneam, modelul în sine este foarte ușor și foarte ușor de reținut, chiar dacă pare complicat la prima vedere. Profit de acest timp și vreau să urez bun venit tuturor noilor înscriși pe canalul meu de YouTube. Chiar dacă nu reușesc să fac în fiecare zi un tutorial, așa cum știți, eu am un servici, ceea ce lucrez în timpul liber. Timpul meu liber este dimineața foarte devreme, pentru că seara sunt deja epuizată și foarte greu lucrez seara. Iar, așa cum vă spuneam, vreau să mulțumesc și să urez bun venit tuturor înscrișilor pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc pentru comentarii, vă mulțumesc pentru aprecieri, pentru like-uri. Am ajuns în corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi face primul, aici de fapt ultimul picioruș. În corespondența acestor trei ochiuri de lanț, noi vom face un picioruș dublu, din nou trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul din nou pe croșet și în interiorul celor trei ochiuri de lanț voi face un nou picioruș dublu, după care voi coborâ pe partea cealaltă cu cele 20 de piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. În felul acesta vom lucra și cel de-al doilea rând al frunzei, pentru că vom continua cu cel de-al treilea, care și acela este foarte ușor, nu este greu de lucrat. După cum vedeți, este simplu. Eu acest tutorial îl lucrez din nou la cerința dumneavoastră, la cerința unei dintre fetele de pe canalul de YouTube și de pe grupul de lucru, Tatiana Croșeta și prietenele ei, mi-a trimis fotografia, am găsit modelul, însă eu am venit cu modificările mele pentru a nu fi exact precum ceea ce a lucrat doamna respectivă și de aceea am încercat prima floare, cea pe care v-am prezentat-o în culoarea roz. Vreau să văd exact modul în care o putem realiza și modul în care se prezintă după modificările pe care le-am făcut eu. Așa cum vă spuneam, această floare puteți să o lucrați și cu firul de macrame sau indiferent de firul pe care îl aveți dumneavoastră. Sunt aici în corespondența ultimului picioruș dublu din acest rând. Voi închide din nou în cel de-al treilea ochi de lanț cu picioruș alunecat, felul acesta. Apoi voi face două ochiuri de lanț, voi lua firul odată pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face o jumătate de picioruș dublu. Deci, firul odată pe croșet, vom intra în piciorușul următor și vom trece firul prin toate trei vedeți? Cu croșetul prin toate trei firele.
În felul acesta vom lucra până la vârful frunzei, până în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Acum vom lucra singure și ne vom întâlni în corespondența ochiurilor de lanț, așa cum vă spuneam, din vârful frunzei. După care vă voi arăta și în acel loc modul în care vom lucra și vom continua cu partea din mijloc a florii. Acum vom lucra singure. Am ajuns în corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi lua din nou odată firul pe croșet, voi intra în interiorul acestor trei ochiuri de lanț, voi face o jumătate de picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, după care voi face cea de-a doua jumătate de picioruș dublu și voi coborâ pe partea cealaltă a frunzei cu cele 20 de jumătăți de picioruș dublu. După care vom închide frunza. Frunza va sta în forma dorită singură, nu este nevoie să punem fir metalic. Vedeți, se aranjează ea singurică. Astfel vom face 2-3 frunze în funcție de, eu cred că cel mai nimerit ar fi 3 frunze pentru a crea o frumoasă aplicație și veți vedea că cu siguranță modelul vă va plăcea. Mie mi-a plăcut foarte mult această idee. Imaginați-vă a crea precum un tablou pe carton, aplicând câteva astfel de flori. Mie mi se pare o idee foarte, foarte atrăgătoare, însă un pic mai încolo, când vom trece de această perioadă cu mărțișoarele, cu 8 martie, voi face un tablou pentru dumneavoastră. L-am în minte de ceva timp și aș vrea să-l fac, însă nu știu dacă îl voi face. Ia uitați-vă cum se aranjează frunza. Nu știu dacă îl voi face croșetat sau îl voi lucra în panglică. Voi vedea la momentul potrivit. Ideea deja am conturat-o în capul meu, dar voi vedea. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultima jumătate de picioruș dublu, voi închide în celul de-al doilea ochi de lanț de la începutul acestui rând, cu fir alunecat, voi scurta firul și vom închide frunza. Astfel vom lucra un număr de 3 frunze. Aici voi scurta acest fir pentru că i-am dat deja siguranță. Vom ascunde și acest capăt de fir de aici. Dacă doriți, dacă nu le puteți lăsa pentru a le uni între ele, eu voi ascunde pentru o frunză cu acul, pentru cusut lână. Este un pic cam dificil pentru că nu are vârf, dar vom reuși. Uitați-vă.
vom pregăti pentru a face pistilul florii, partea din mijloc. Am deplasat toată această mică față de masă care este aici. Deci, așa cum vă spuneam, în acest mod putem realiza trei frunze pentru a defini micuțul aranjament. Eu două le-am pregătit dinainte. Acum voi lua croșetul de 0,75, așa cum vă spuneam. Voi lua firul galben, o altă nuanță de galben. Este un pic mai deschis la culoare. Și ce voi face? Voi intra într-unul din ochiurile de pe care le-am făcut aici. Voi intra cu firul în două. Iar acum, cu firul în două, voi începe să fac ochiuri de lanț și voi face 1, 2, voi lăsa acest capăt de fir pentru că îl vom ascunde după aceea, 2, avem 2, 3, 4, 5, 6, vom închide totul cu un picioruș scurt în același picioruș de unde am plecat. Foarte greu cu acest croșet. Cred că voi folosi din nou croșetul numărul 2 pentru am fi mai ușor. Acesta are un vârf foarte, foarte subțire. Voi intra aici și voi încerca să închid. Nu reușesc. Vom schimba croșetul. Voi pune croșetul numărul 2. Să vedem cu acesta ce voi face. Vă rog să scuzați, fiecare dintre noi mai greșim, nimeni nu este perfect. Așa, uitați-vă, acum am reușit. Deci, am făcut această parte, voi trece în următorul, în corespondența următorului picioruș și din nou voi face mai întâi un picioruș scurt, după care voi face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi intra în corespondența aceluiași picioruș. Voi închide totul cu, după cum vedeți, un picioruș scurt. Voi trece în corespondența următorului picioruș. Deci, practic, în fiecare picioruș vom face această 2, 3, 4, 5, 6. Voi intra în corespondența piciorușului de unde am pornit. Voi face un picioruș scurt. Deci, pentru a da acea senzație de pistil, după care voi intra în următorul picioruș și vom repeta astfel totul de jur împrejur. 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide în corespondența aceluiași picioruș
picioruș scurt. Mai degrabă reușesc cu croșetul numărul 2. Nu vă mai chinuiți cu croșet mai mic, pentru că ați văzut alunecă. Și din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom intra în corespondența celuiași picioruș. Vom face un picioruș scurt. Și vom continua astfel până la sfârșitul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș din mijlocul florii. Voi face din nou același picioruș scurt, 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și voi intra în corespondența piciorușului pentru a închide și acest rând, această parte. Voi face un picioruș scurt, după cum vedeți. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea. Și voi ascunde aceste capete de fire. Voi intra cu croșetul de dedesubt. Sper că de această dată să nu-mi fac greutăți, să le pot. Da, când este foarte mic, să știți că este foarte greu de manevrat, foarte greu de lucrat. Scos aproape acest capăt de fir. Ne ajutăm. După care voi scoate celălalt capăt de fir. Și le voi ascunde dedesubt. Le voi ascunde pe amândouă. Acesta nu vor da probleme. Așa, vom scurta firul. Puteți să dați siguranță mai mare, pentru că așa, acum vedeți, floarea se aranjează singură. Are un alt aspect cu această, ia uitați-vă, se prezintă frumos. După care eu voi atașa frunzele, voi încerca să le unesc între ele cu croșetul. Acest fir îl voi trage în interior. Voi adăuga și cea de-a treia frunză. În același mod. Dacă doriți, puteți chiar să le coaseți între ele, însă eu nu le voi coase. Eu voi face în felul acesta. Voi închide astfel. Voi da siguranță. Voi scurta firul. Iar acum ne vom ajuta un pic de lipiciul lichid pentru a nu face puncte, a nu coase. Așa cum vă spuneam, cu lipiciul lichid voi aplica un pic de lipici aici pe frunză.
frunze în felul acesta. Așa. Iar deasupra voi aplica floarea în felul acesta. O vom fixa. Și uitați-vă ceea ce am realizat în această dimineață. Eu sper să vă placă, sper să îmbrățișați și această idee. Din nou vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de mine, pentru prezența dumneavoastră pe acest canal de YouTube. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat astăzi, vă rog să lăsați un comentariu, vă rog să dați un like. Acestea, drept să vă spun, îmi dau forță să merg mai departe, să lucrez mai mult. Așa cum vă spuneam, întotdeauna eu foarte mult sacrific din orele mele de odihnă pentru a face aceste tutoriale care dumneavoastră, doamnelor începătoare, vă pot fi foarte utile. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!